un meci echipa noastră fără portar, un meci tensionat, un meci cu prima repriză cu 5-2, nu în favoarea noastră. Vă dați seama, a fost un pic nervozitate, dar până în final am învins echipa Red Devils. De ce v-ați prezentat fără portar? La noi portarii cu diplome, cu atestate, au avut ceva treabă în afara țării. Bogdan, din păcate, a plecat în România. Igor Josan e cu selecționat în Bulgaria și am fost nevoiți să folosim un jucător de câmp în poartă. Ați început așa mai relaxat sau adversarul mai tare, în prima repriză 5-2, în a doua ați demonstrat că puteți răsturna scorul, un comeback frumos. Din păcate avem jucători care cred că nu trebuie juca din primele minute, dar joacă ultimele minute. Ați experimentat cu portarul vreo 3 schimbări, până la urmă ați găsit soluția. Da, am găsit un portar perfect pe Lupașcu Nicolae. Din păcate am vrut să-i facem un cadou pe Petru Stângă, să-l punem în poartă, dar o scăpat prea multe goluri și l-am scos. I-am dat să-și bată și penalti, dar nu a fortificat. Nu și-o primi cadou până la urmă. De ziua lui dinaștri. Da, de ziua lui dinaștri. Oricum vreau să-l felicit pe Petru, este un lider la noi echipă, mult sănătate, baftă, cât în cariera profesională, cât în cariera amator, mult bucurie în familie și în rest, pace și sănătate. Mai aveți șanse la play-off? Nu știu, aș dori pe tine să te întreb, am înțeles că Volta o învinsă echipa Maib în ultimii minute, 3-2. Până la urmă mai sunt încă două ture. Vedem, pierd cineva puncte, nu pierd, nu știu, pot să-mi spui dacă avem sau nu avem. Asta este. Mergem înainte, mizăm că asta agățăm un pas în play-off.